O româncă stabilită în Marea Britanie a transformat clasicii covrigi de Buzău în adevărate bijuterii. Smaranda Voican a creat 5 brățări identice cu deliciile buzoiene, care au devenit deja vedete pe rețelele sociale, iar doritorii nu au întârziat să apară. Ideea smarandei a pornit de la o amintire din copilărie. În anii 90, plimbările cu familia o purtau prin nordul țării, iar popasurile în Buzău se terminau întotdeauna cu clasicii covrigi pe care îi luau la drum. În 2020, când a terminat studiile de design în Marea Britanie, a fost invitată la un târg din România. M-am gândit că ar fi foarte ok să produc ceva care are legătură cu tradiția locală, cultura. Avea sens să vin în țară, să prezint ceva care chiar are legătură cu România. Iar ideea a venit pe neașteptate. Am cumpărat, într-adevăr, la un moment dat, anul ăsta, o pungă de covrigi de Buzău. Și probabil stând prin casă, văzându-i, ideea s-a format organic. Creatoarea a folosit rășină pe care a acoperit-o cu un strat de cupru, iar ulterior brățările au fost suflate cu aur. Așa au ieșit spectaculoasele bijuterii. Apoi a urmat testul publicului, pe care l-a trecut cu brio. Am avut reacție locală de la oameni din UK sau de la oameni din Europa și de la oameni din industrie. Și mesajul a fost înțeles. Până la urmă, cred că foarte mulți dintre noi, ca și copii, chiar am făcut inconștient treaba asta, punându-ne covrigi de Buzău pe mână. Deci, practic, a venit și din ideea asta a jocului, amintirii, a copilăriei. Din cele 5 brățări extravagante, smaranda a rămas doar cu 3. Au fost vândute 2 în România. Brățările smarandei Voican au fost expuse și în capitală la Târgul Internațional de Bijuterie Contemporană.